Timp de 3 zile, capitala va fi învăluită în mirezmele toamnei. Mii de fermieri din toată țara sunt prezenți la Romexpo și în curtea Ministerului Agriculturii la ziua recoltei. Oltul, anul acesta, are o delegație de aproximativ 200 de fermieri din toate zonele. Din standurile oltenilor nu lipsesc vinurile din zona de nord a județului, dar nici cerealele din sud, iar legumele din zonele cu tradiție sunt vedetele tarabelor. Astăzi este Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Considerăm că este o mare sărbătoare a fermierilor români, care astăzi își încununează succesul și munca de pe un an de zile. Din partea, partea județului Olt și-au manifestat intenția și sunt prezenți la această dată în pavilionul Romexpo un număr de 170 de fermieri. Din toate domeniile de activitate ale Oltului. Anul acesta este pentru prima dată în care Ziua Recoltei și a produselor tradiționale este organizată la București, prilej pentru ministrul Petre Daia să prezinte fermierilor noile proiecte pentru agricultura românească. Cu acest prilej, Ministerul Agriculturii lansează noile programe pe care le are în intenția le desfășura în decursul anului 2020. Vorbim de programe în agricultură privind mini-misula ardei, la vinete, la cascaveți și sunt și alte programe pe care domnul ministru le-a lăsat ca o surpriză și o să ne le prezinte aici. În acest moment în România avem 400 de producători tradiționali și peste 700 de produse atestate. Inițiativa legislativă de organizare a Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești pe data de 10 octombrie aparține președintelui Comisiei pentru Agricultură Alexandru Stănescu și este susținută de deputatul oltean Dan Ciocan. Ziua Națională a Produselor Tradiționale mai este organizată la Craiova, Sibiu, Târgu Jiu, Iași, Neamț, Brăila și Atena.